Din nou, bine v-am găsit la o lecție foarte interesantă destinată celor pentru clasa A6 a 6a, intitulată Particularități ale circulației la vertebrate. Este vorba de circulația sângelui și despre anumite particularități care apar la celelalte animale din lumea vie în afara omului. O să vedem în continuare despre ce este vorba. Ce avem în poză nu este un extraterestru, nu este un OZN, este o amibă, un animăluț unicelular, care poate să-și modifice forma și poate face multe, multe altele. Ce avem în imaginea din dreapta sus? Un paramedic un animăluț unicelular care poate și el să facă foarte multe. Dar nu este vorba despre ce avem în poză, ci despre faptul că dacă la organismele unicelulare, cum este parameciul și amiba din poză, substanțele circulă cu ajutorul curenților citoplasmatici, da? adică cele aflate în citoplasmă, aici unde indic eu cu mausul, pe măsură ce animalele au evoluat, pe scara evolutivă, a apărut sistemul circulator format dintr-o structură cu rol de pompă, care este inima, și vase prin care este, sau mai bine zis, prin care circulă sângele sau limfa. Vasele sanguine, știți voi de la anatomia sistemului circulator la om, sunt vene, capilare și artere. Limfa circulă printr-un sistem separat, circulator limfatic. Da, și să începem. Caracteristic vertebratelor este sistemul circulator închis. Știm de la lecția cu circulația sângelui la om, ce este un circulator închis. Adică un sistem alcătuit din vase cu pereți neîntrerupți. Prin care circulă sângele cu viteză și presiune mare. Există și un sistem circulator deschis, dar acesta este întâlnit numai la animalele nevertebrate, cum sunt insectele, crustaceele și unele moluște. Observăm în imaginea din jos un sistem circulator închis, observăm că vasele de sânge în această schiță sunt legate între ele, nu este întrerupt nimic, iar în imaginea din dreapta sus, da, la cosașul în imagine de sau ciofi, da, sistemul circulator este deschis. Vasele nu sunt sudate, sângele este amestecat cu lichidul interstițial din celule. Da. În acest tip de sistem circulator, adică de cel deschis, sângele nu circulă numai printr-un sistem de vase sanguine. Inima pompează sânge într-o cavitate unde se amestecă cu lichidul din jurul celulelor, numit lichid interstițial. Cavitatea fiind interiorul corpului. Da? Vedeți la albina din imaginea stânga jos și la lăcustă sau cosaș în imaginea din dreapta sus. Da? Bun. Pe măsură ce inima bate și animalul se mișcă, sângele circulă în jurul organelor din interiorul corpului, apoi se întoarce la inimă. Sistemul circulator închis al vertebratelor, cel din imaginea din dreapta, unde indic eu cu asigură mai bine transportul pentru că Sângele circulă numai prin vasele sanguine și nu stagnează în cavități. Observați, de la nivelul inimii, începe trece prin artere, ajunge la capilare, vene și se întoarce înapoi la inimă, atât din partea de sus, de la cap și brațe, cât și din partea de jos, de la nivelul toracilor, abdomenelor și membrelor inferioare. Astfel, oxigenul împreună cu nutrimentele. Când vorbim de nutrimente, ne gândim la proteine, lipide, vitamine, glucide, ajung mai repede la celule, de unde oxigenul preia dioxidul de carbon și resursele nefolositoare. În funcție de grupele de vertebrate, există următoarele particularități ale circulației sângelui. Da, grupe de vertebrate care le observăm în imagine, care pot fi mamifere, pot fi păsări, pot fi pești, pot fi ampibieni sau pot fi reptile. Așa, hai să începem cu peștii. La pești, observați în imagine, un peștișor frumos de acvariu, în imaginea din dreapta sus, inima, aici unde indic eu cu mouse este bicamerală, adică doare două camere, două încăperi, formată dintr-un atriu, partea de jos a imaginii, și un ventricol în partea de sus. Prin inimă circulă numai sânge neoxigenat. Sângele oxigenat circulă prin sistemul arterial de la branhiile peștelui, undeva din zona asta, unde indic eu, la diferite organe și țesuturi, ce unde cedează oxigen și se încarcă cu dioxid de carbon. Sângele cu dioxid de carbon circulă prin sistemul venos, observăm aici un etichet cu mausul, până la inimă și branhi. Observați în imaginea din stânga jos ce frumos observă branhiile foarte bine vascularizate cu un sânge roz deschis, plin de oxigen. La pești, circulația sângelui este închisă și simplă. Observați încă o dată branhiile să explicăm ce înseamnă circulație simplă. Prin circulație simplă se înțelege că sângele trece numai o singură dată prin inimă într-un circuit. Da? O observăm în imaginea din dreapta cordul sau inima bicamerală la pești și sensul în care circulă sângele. Sistemul circulator închis, da? la fel ca și la oameni, este format dintr-un sistem de vase fără întrerupere între ele, realizând un circuit continuu. Da? Este un pic mai evoluat decât la insecte, unde se amesteca cu lichidul interstițial din interiorul corpului. La amfibieni și reptile, la în categoria amfibienilor, știți voi că intră broaștele, intră tritonii și salamandrele, în categoria reptilelor avem șerpi, șopârle, broaște, țestoase și crocodili, Inima este tricamerală, observăm în imaginea din dreapta, formată din două atri și un ventricul. observă atrile în partea de jos și ventricul în partea de sus. Circulația sângelui și aici este închisă, dublă și incompletă. Deoarece, zicem că este incompletă, sângele oxigenat se amestecă cu cel neoxigenat în ventricul, adică în zona asta. Da, sau aici, în zona asta. Bun, la crocodil este un aspect foarte interesant, inima are patru camere, da, la fel ca la noi la oameni, însă sângele circulă tot amestecat. Din cauza celor două orte se observă foarte bine imaginea din stânga jos care pleacă de la inimă una cu sânge neoxigenat, cea de culoare albastră, și una cu sânge oxigenat, cea de culoare roșie, care la moment dat comunică printr-un orificiu și amestecă sângele. Observăm că atrile sunt separate, ventriculele și aici nu sunt separate complet, sângele <coughs> se amestecă. La păsări și mamifere, Inima este tetracamerală, se observă foarte frumos în imaginea din dreapta jos. Are două atrii și două ventricule. Circulația sângelui este dublă și completă, exact ca la oameni. La păsări, avem în imagine o găină, da? Știți că găina intră în categoria păsărilor scurmătoare. Asta fac ele toată ziua scurmă. Inima este relativ mare și puternică. Aceasta este așezată în centrul cutiei toracice adaptare pentru menținerea unui echilibru cât mai perfect în timpul zborului. Este valabil pentru păsările bune zburătoare, cum este porumbelul. Inima fi, găina fiind o pasă de scurmătoare, zboară mai puțin și pe distanțe mai scurte, dar totuși zboară. Ce avem în poză? Nu este un molaj, nu este un extraterestru. Este Aorta unei, inime, unui in, unei inimi de balenă. Observați cât este de mare, în cap două persoane, în interior, fără nicio problemă. Vă rog să ne întoarcem la păsările noastre. Aorta este orientată spre dreapta, aici unde dau eu cu mouse-ul, da? la păsări și spre stânga la mamifere. Da? La mamifere inițial este pornește înspre stânga, după care face cârja ortică și pleacă în jos, înspre dreapta. Da. Circulația ajută mamiferele, adică circulația sângelui, să se adapteze la mediul de viață. Astfel, vasoconstricția, adică îngustarea și vasodilatarea, mărirea volumului vaselor de sânge, permite realizarea unui schimb optim de căldură cu mediul înconjurător. Aveți în imaginea din dreapta o vasoconstricție în momentul când este frig afară, dar vasele își îngustează diametrul și rețin căldura. Îngustând diametrul nu circulă atâta sânge. În momentul în care este cald, afară foarte cald, se produce vasodilatația, care are ca scop pierderea căldurii prin radiație și prin convecție. Adică la suprafața pielii căldura vine în contact cu curenții de aer, este preluată de către aceasta și risipită, disipată în mediu. Se observă foarte jos, frumos în imaginea din stânga jos, fenomenul acesta de vasoconstricție, da? cum vasele în funcție, vasele de sânge la nivelul pielii, da? din la nivelul, la baza epidermei, la baza în hipodermă și chiar în dermă, în momentul când animalele sau oamenii simt că este frig afară, se produce fenomenul acesta de vasoconstricție. De ce se produce? Păi, sângele trebuie să fie menținut în interiorul corpului, în jurul organelor vitale, inimă, rinic, plămâni, așa mai departe, încât acestea, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă, se reziste temperaturilor scăzute. Mai bine. Bun, Prin micșorarea vaselor de sânge care alimentează pielea, se reduce fluxul sanguin și ajută la reținerea căldurii. Asta se întâmplă în cazul imaginii dreapta sus la vulpea polară. Iar prin dilatația vaselor permite animalului să piardă o, can o cantitate de căldură în mediul înconjurător. Asta se întâmplă la vulpea de deșert din imaginea stânga jos. Dacă mă întrebați unde se întâmplă pierderea de căldură cea mai mare la nivelul vulpei de deșert, ia uitați-vă voi, este la nivelul urechilor acestea mari care sunt foarte bine vascularizate, care acționează ca și un radiator la mașină, bineînțeles fiind urechile foarte mari, are și un auz foarte fin, astfel încât vulpea detectează șoareci de la mare distanță, mișcarea acestora, sunetele acesta și este un bun vânător. Vulpea polară, în schimb, are urechile mici, asta nu înseamnă că nu aude bine, sunt mici, blănoase, tocmai ca să piardă o cantitate de căldură cât mai mică prin urechi și chiar și prin restul corpului. În general, vulpele polare sunt mult mai mici decât vulpele europene. Da? Cele care trăiesc în zona noastră. Cu cât corpul este mai mic, cu atâta se pierde o cantitate mai mică de căldură. Așa. Procesul de termoreglare, ne referim la vulpea polară, este influențat și de modificarea tipului de blană în funcție de anotimp. Da? Observați în imaginea din stânga jos cât de deasă este blana în timpul iernii. Da? Și în timpul verii aceeași vulpe, leapădă blana aceea deasă și pufoasă. Bineînțeles că imaginea aceasta cenușie are și rolul de camuflaj, nu numai de uh, o pierdere a căldurii. Da? În funcție de această adaptare, animalul în timpul iernii se încălzește, în timpul verii scurte polare se răcește, eficient ca să poată vuna, să se poată mișca. Da. În continuare o să vedem noi câteva animale cu temperatura corpului variabilă și temperatura corpului constantă. Da? Privind cele două imagini, în imaginea din dreapta, oare ce tip de animal o fi? Bineînțeles, este un mamifer care are temperatura corpului constantă, iar în poza din dreapta avem doi gușteri, două șopârle care în zona noastră a României sunt întâlnite uneva în sud, Acolo prin Oltenia, dar să știți că au fost rel relatări prin care s-au observat, chiar eu am observat un jurul vârstei de 13-14 ani și în zona noastră în care trăim, în zona Bistrița Năsăut, am observat un gușter. Teoretic nu ar trebui să fie în zona noastră, dar practic nu se știe niciodată. Mă rog, mergem mai departe. După ce toată vara cântă pe lac, la sfârșitul verii sunt de negăsit. Adică este vorba despre broaște și broscuțe. V-ați întrebat de ce nu mai vedeți broscuțe iarna? Dacă nu v-ați întrebat, vă întrebați acum. Bineînțeles, la fel se întâmplă și cu șerpii și broaștele țestoase. Unde dispar, ce fac, unde trăiesc, cum hibernează. A, ah, astea sunt întrebările pe care le punem noi câteodată. Doar câteodată. Peștii, avem un crab frumos oglindă în imaginea din dreapta sus. Și reptilele, imaginea din dreapta jos, sunt animale cu sânge rece. De fapt, ele au temperatura sângelui dependentă de cea a mediului în care trăiesc. Aceste animale nu au mecanisme de producere și păstrare a temperaturii corpului. Și pentru a fi active, depind de căldura mediului în care trăiesc. Da. Animalele cu sânge rece și-au adaptat comportamentul pentru a economisi energie. Se ascund la umbră când este foarte cald. Imaginea din stânga jos. Se încălzesc pe pietre calde la soare atunci când temperatura mediului este scăzută pentru a funcționa eficient. Vânează rar și rezistă mult timp de mâncate, tocmai pentru a-și economisi energie. Când ne gândim la energie, să știți voi, animalele folosesc energia în special pentru a se mișca. La fel ca și noi, oamenii, de noi mai folosim și la a gândi și a face alte lucruri caracteristice animalelor superioare. Păsările și mamiferele își pot păstra temperatura corpului indiferent de temperatura mediului. Aceste animale sunt animale cu sânge cald. Animalele cu sânge cald consumă mai multă hrană din care obțin energia necesară menținerii temperaturii corpului. Da? Atât păsărica aceasta simpatică, o cinteză avem în imaginea din stânga jos, cât și toate animalele mamiferele din imaginea dreapta sus, au nevoie de foarte multă hrană, în principal pentru a-și menține temperatura corpului constantă. Da. Mă bucur că ați fost alături de mine și în această lecție. Observăm în imagine această frumoasă bufniță polară, care vă mulțumește pentru atenția acordată, și care zice că o să ne vedem în episodul următor, la următoarea lecție. Ce e interesant înainte să termin despre această bufniță polară, să știți că ea se hrănește cu un șobolan, un șoarece foarte gras, nu zicem șobolan, numit Leming, care trăiește în zona polară, în zona unde bufnița își desfășoară activitatea. Bufnița, la începutul verii polare, depune două, mai rar trei ouă, oh, din care ies, eclozează doi pui simpatici. În verile când rana este foarte bogată și numărul leg... vegetația, mă refer, este bogată, le mingeau cu ce se hrăni și numărul lor este foarte mare, atunci bufnițele își permit să crească și să hrănească cei doi pui, care sunt foarte gumăși și mănâncă foarte o cantitate mare de mâncare, dar se dezvoltă și rapid. În anul în care este secetă, numărul lemingilor scade, bufnița sau bufnițele, că sunt două, aleg între cei doi pui pe unul pe care îl hrănesc și unul care îl lasă să moară de foame. De ce? Fiindcă dacă i-ar hrăni pe amândoi, hrana nu ar ajunge, iar la final amândoi ar muri de foame și nu ar avea cine să continue speciile, cine să ducă specia mai departe, nu ar avea urmași. Întrebarea este dacă noi, oamenii, am putea face treaba asta niciodată. La revedere, ne vedem în episodul sau mai bine zis în lecția următoare.